Pompierii au ajuns foarte repede la fața locului, iar intervenția a durat destul de puțin. Proprietara apartamentului, Ioana Gogoașă, a fost anunțată telefonic de către vecini, aceștia fiind și cei care au sunat la 112. Eu n-am fost acasă, n-am constatat, un vecin mi-a dat telefon și... Erați plecată? Da, nu eram acasă și n-am decât un frigider și niște clocitori, în priză atât, n-avem nimic. N-ați fost în casă, nu știu? Nu, n-am fost acasă, nu știu. Pompierii au fost chemați de vecini? Da. Imediat au venit, au fost extraordinar de receptivi și de activi pompieri. Bravo! Să locuiți în același loc? Da. Aveți gaze aici? Da, avem, asta e. Asta ne-a fost frică, că sărim în aer. Dar bine că au venit pompierii și au rezolvat. Bravo! Asta ați anunțat? Da. A simțit cum, ce s-a întâmplat? A venit un vecin de la etajul 1, zice, domnul Brad, veniți repede să vedeți că iese de la etajul 4 fum. Și am ieșit cu soțul meu afară, când am rămas pur și simplu consternați când am văzut ce. Și pe scară nu te mai vedeai. Și am dat telefon la pompieri și au venit foarte repede. Bravo lor și cinste lor! Incendiul s-a desfășurat în interiorul apartamentului și datorită intervenției rapide a pompierilor nu s-a extins la apartamentele vecine sau la acoperiș. Au ars piese de mobilier și aparate casnice, iar cauza probabilă a fost scurtcircuitul electric. Intervenția s-a desfășurat în parametrii normali. În jurul orelor 11:30 am fost solicitați pentru a interveni la un incendiu produs la etajul 4 la un imobil de locuit. Am ajuns la locul intervenției cu o autospecială de lucru cu apă și spumă, o descarcerare și o autospecială de prim ajutor calificat. Incendiul a fost lichidat foarte repede, pagubele nu sunt foarte mari, probleme nu sunt, nu au fost probleme. Cauza probabilă de incendiu fiind scurt circuit electric. Intervenția pompierilor a durat foarte puțin, iar incendiul a fost lichidat rapid. Proprietarul apartamentului a venit și el urgent de la serviciu și a ajuns chiar când focul fusese stins. Soția sa, căreia i s-a făcut rău, a avut nevoie de îngrijiri din partea echipajului SMURD, dar din fericire și-a revenit în scurt timp.